Sfânt. Iată, sunt numărate zilele și chiar cu ochii tăi vei vedea lucrul acesta și pentru unii va fi greu să treci în ziua care se apropie. Am lăsat unele hotare. Nu te îndepărta de aceste hotare, tu și casa ta, caută să-ți păstrezi linia dreaptă în vremea aceasta, căci iată vântul va bate din toate direcțiile și chiar încercat vei fi tu în casa ta și odraslele tale. Este o vreme când unii vor zice de ce trecem pe aici, nu vede Domnul? Iată că voi aprinde din loc în loc, din casă în casă, unele focuri în care voi lăsa curățâie. Astfel voi face unitate în mijlocul tău, că ai nevoie de lucrul acesta. Dar roagă-te în vremea aceasta să-ți dau putere să treci biruitor de pragul care se apropie în scurtă vreme. Roagă-te pentru odraslele tale să lăs ocrotirea mea, căci iată ce rău va căuta să facă despărțire. Va căuta să aducă această neliniște în lăuntrul tău. Și chiar unii vor zice, nu se merită să mai trăim pe acest pământ. Dar pentru că sunt Dumnezeu și lăs putere în vremea aceasta, roagă-te să te îmbraci cu putere. Roagă-te să-ți dau putere în vasul tău și roagă-te ca eu, Domnul, să lăs o crotire în dreptul odraselor tale, căci iată, plânsul va fi mai des în unele familii și lacrimile pentru unii nu se vor osca. Și de aceea, pentru că îți vorbesc ființei tale, poporule, aprinde altarul în casa ta. Cheamă-mă mai des în mijlocul locuinței tale. Amin. Și unește-te cu cei dragi ai tăi, pentru că planul s-apropie, ceasul este hotărât. Și de aceea clătinarea celor tari va fi mare, dar încrede-te în Cel ce poate să-ți dea biruință. Amin. Și roagă-te să pun o crotire casei tale, căci s-apropie încercarea. Amin.